Iubiți frați și surori, mulțumim Bunului Dumnezeu că suntem împreună în această seară, aici în casa Lui. Eu mulțumesc Lui Dumnezeu că m-a ajutat să pot ajunge, străbătând o distanță destul de mare. Vin de la o ședință a Comitetului Executiv, unde, prin harul Lui Dumnezeu, am avut în aceste două zile. Dumnezeu m-a ajutat să pot să ajung, să fiu împreună cu dumneavoastră și să putem împărtăși împreună din acest cuvânt al lui Dumnezeu. După ce au fost rugăciuni, cântări, haideți să ne ridicăm și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. M-am oprit la un pasaj pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. E din 2 Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 14. Și vom citi până la finalul capitolului. Haideți să ascultăm cu atenție. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Ca adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos, și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, suntem în atmosferă încă acestei minunate sărbători a învierii Domnului Iisus. E o perioadă în care oamenii se salută cu acest frumos salut: Hristos a înviat. Pentru noi e o bucurie să putem spune aceste cuvinte, pentru că asta ne face să știm că Mântuitorul nostru e viu. El trăiește, e mijlocitorul nostru, e Dumnezeul nostru. Și de aceea, atunci când privim la lucrurile acestea, vedeți, inimile noastre se bucură. De altfel, sărbătoarea asta a învierii Domnului Iisus este o sărbătoare a bucuriei. Acolo, în textele din Evanghelie, ne se arată că femeile se bucurau, chiar Domnul Iisus Hristos le-a spus: bucurați-vă! Și ce veste poate fi mai frumoasă ca aceasta, ca învierea lui Iisus din morți? Și când știm aceste lucruri, ne bucurăm. Și bucuria noastră e una, cum spune Apostolul Petru, negrăită și strălucită. Și Doamne, ajută-ne ca bucuria asta să fie cu adevărat în inimile noastre. Atunci când privim la cuvintele acestea despre învierea Domnului Iisus Hristos și mai ales aici Apostolul Pavel, când scrie Corintenilor, el îi îndeamnă pe corinteni să trăiască o viață și viața lor să fie trăită nu oricum, nu pentru ei înșiși, cum spune aici, ci pentru, uitați-vă bine în versetul 15, pentru Cel care a murit
și a înviat pentru ei. Vedeți dumneavoastră? Hristos a murit și a înviat pentru noi. Nu doar ca să avem o sărbătoare, ci Hristos a murit și a înviat pentru noi ca noi să putem deveni copii ai lui Dumnezeu. Ca noi să putem avea parte de acele, dacă vreți, promisiuni, făgăduințele lui Dumnezeu. Domnul Iisus a venit aici pe pământ tocmai pentru asta, să moară, ca oamenii să fie mântuiți prin El, salvați prin El. Și vorbeam despre moartea Domnului Iisus Hristos, care ne-a adus lucruri deosebite. Prin ea suntem împăcați cu Dumnezeu. Prin moartea Domnului Iisus ne sunt iertate păcatele. Prin moartea Lui El s-a adus jertfă pe Sine pentru noi. Și toate astea ne fac pe noi să spunem, mărit să fie Domnul. Dar vedeți dumneavoastră aici, și aș vrea să priviți cu atenție versetul acesta, ni se spune, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Aș vrea să am un mesaj. Și mesajul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, doresc să-l transmit intitulându-l: ca să trăim pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Era pentru Corinteni, dar și pentru noi. E drept? Și vă bucurați că a murit Iisus și a înviat pentru noi? Spuneam, prin moartea, prin învierea Lui, noi avem promisiuni deosebite. Dar vedeți dumneavoastră, când ajung oamenii să cunoască aceste lucruri și pentru ei lucrurile acestea devin o realitate și simt din adâncul ființei lor să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Vedeți, oamenii au ambițiile lor. Oamenii în viața asta vor să arate cine sunt ei, ce pot să facă ei. Trăiesc un anumit număr de ani și fiecare parcă e în competiție cu cel de lângă el. Vrând să arate cât va aduna el în lumea asta, cât va face el în lumea asta, pe ce treaptă va ajunge el, cine va ajunge și câte lucruri din astea nu le au oamenii în obiectivul lor. Într-o bună zi, înainte de a muri Domnul Iisus, în săptămâna aceea, după ce intră Iisus în Ierusalim, ni se arată în textul acela din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 25, un cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos îl spune grecilor. Și aici el spune, cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. E, vedeți, oamenii își iubesc viața, nu? De câte ori n-auzim noi, e viața mea, fac ce vreau cu ea. E viața mea, nu mă comandă nimeni. E viața asta pe care eu mi-o creionez în culori vii de copilul de când e mic. El spune, vreau să fiu cineva, nu? Și vrea să fie unul doctor, altul să fie, știu, aviator, altul visează să fie om de știință, altul cercetător, altul visează să devină bogat, altul visează în viața asta, nu, să dețină multe comori, să aibă mulți bani, nu, pe câți nu i-ați văzut în postura asta, scoțând din buzunar. Eu am întâlnit astfel de oameni fluturând așa sume mari de bani, încercând să arate că El îi cineva. Însă vedeți, în lupta asta noastră, pentru a arăta că suntem cineva, că putem face ceva, că am realizat ceva, nu? Oamenii fac orice, de multe ori, calcă, cum e vorba aceea, peste cadavre, nu țin cont absolut de nimeni. Câți oameni în lupta lor, nu? Ca să
câștige ceva în viața asta, iubindu-și viața, punând pe primul loc anumite lucruri care le sunt dragi. Nu țin cont de nimeni. De multe ori au fost și au fost situații când nu i-a mai interesat mama, tata, frață de corp, ce apropiat, soția, nevasta. Nu, câți nu-și părăsesc soțiile și iubesc viața și zice, vreau, îi pe câte unul, nu n-ați văzut, mai ales oamenii ăștia, unii bogați au ajuns în funcții mari și au lăsat soția și au zis, acum am descoperit dragostea căsătorindu-se cu cineva care putea să le fie nepoată. Și au zis că acum au descoperit-o, și... dar el nu știa că respectiva poate stă pentru niște bănuți care și ea și iubește viața și zice, de ce să nu trăiesc și eu o viață nu știu cum. Cât din ați văzut din astea? Și vedeți, în dorința asta oamenilor, de a face ceva în viața asta, iubindu-și viața, ajung să și-o piardă. Și nu puțin și-o pierd. Unii și-o pierd în plăcere, în distracție, nu unul și-a pierdut viața în tot felul de lucruri din astea. Nu? Căutând, poate, fericire în droguri, în alcool, în câte alte. Însă uitați-vă acolo, spune Iisus, dar cine își va cheltui, cu alte cuvinte, viața pentru mine, o va păstra pentru viața veșnică. De altfel, vedeți dumneavoastră, timpul ăsta care ne-a hrăzit nouă aici pe pământ, viața pe care ne-o lasă Dumnezeu aici pe pământ, sau dacă vreți, citându-l pe Moise, în Psalmul 90, versetul 11, citim, nu? Unde spune cuvântul lui Dumnezeu într-un mod atât de clar, anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece, iute și noi zburăm. Dar cât se uită la asta? Așa de puțini oameni se uită la ce spune aici David, Moise. Ei, vedeți, se ridică la 70. Bun, timpul lor e durere, necaz și câte alte. Și trece și zbură. Problema este unde zbură. E o cântare pe care o știți, se duce viața ca un vis, iar noi zburăm spre paradis, spre viață sau abis. Auzi, nu poți zbura decât spre două locuri. Spre viață sau abis. Nu? Se duce viața ca un nor pe marele necunoscut, pe oceanul veșnicilor, atât s-au trecut. Și tu vei trece, nu uita. Depinde cum te pregătești. Spre veșnicie vei zbura, auzi din nou, spre infinit. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna? E o întrebare. Vedeți dumneavoastră? Și atunci, știind lucrurile astea, știind că viața noastră e un timp însemnat de Dumnezeu pentru noi pe acest pământ, dacă vreți, e vremea aceea pe care Dumnezeu o hărăzește fiecăruia, o vreme de har, dar în același timp e o vreme de pregătire pentru veșnicie. Și pregătirea asta pentru veșnicie e foarte importantă. Totul depinde cum trăim și pentru cine trăim. Și Pavel ne îndeamnă aici, în cuvântul Scripturii, să trăim pentru Cel care a murit și a înviat pentru noi. Doamne ajută! Să trăim pentru Cel care a murit și a înviat pentru noi. Dar ca să trăim pentru El, cum se poate întâmpla lucrul ăsta? Care sunt condițiile ca cineva să trăiască pentru Hristos, Cel care a murit și a înviat? Primul lucru pe care eu îl văd în textul acesta este acesta, în versetul pe care l-am citit, 16. Și spune aici, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Ca cineva să trăiască pentru Hristos, pentru Cel care a murit și a înviat pentru El, întâi de toate, trebuie să aibă o cunoaștere reală a Domnului Iisus. Auziți?
trebuie să aibă o cunoaștere reală a Domnului Iisus. A fost Paștele acestea. Sărbătoarea Învierii. Și dacă stăm și ne întrebăm, câți oare îl cunosc cu adevărat pe Iisus? Unii nu știu decât poate, nu vreau să fie ironic, înțelegeți, decât de sărbătoarea asta, de Pască, de puraj, de mâncare bună, de hodină, de eu știu câte alte lucruri din asta. Așa de puțin știu despre Iisus. Dar minte să-L cunosc. Că dacă întreb pe oameni despre cunoașterea lui Iisus, veni spun, da, a fost un personaj istoric, alții spun legendar, alții îl văd prin prisma întemeietorului de religie, păcăți nu-L pun pe Domnul Iisus alături de mare întemeietor ai religiilor. Și există religia asta Bahai, are un templu în Chicago, un templu mare, și acolo ei încearcă oarecum să împace pe toți, și au tablou cu Iisus, dar și cu Mahomet, și cu Siddhartha Gautama, de care vă mai spuneam, Buddha și Confucius, și știu eu, din alte religii, puteți să-i pun acolo oarecum ăștia, da, oamenii sunt. Și știu de Iisus așa, au niște cunoștințe superficiale, înțelegeți? Dar vedeți cât de important este să-L poți cunoaște, să ai o cunoaștere reală a Domnului Iisus. Aici Apostolul Pavel observa, spune, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii. No, câți oameni nu se bucură că au fost sărbătoarea Învierii. A înviat Hristos, mai văd, știu eu, o imagine cu El și îs mulțumiți și își văd mai departe de viața lor. Dacă îi întreb pentru ce trăiesc ei, trăiesc și ei pentru viața lor, pentru realizarea obiectivelor pe care și le-au propus și așa mai departe. Dar vedeți, Pavel spune aici, acum noi nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Adică cunoașterea noastră este diferită de felul de cunoaștere al oamenilor în felul lumii. Un om care cu adevărat îl cunoaște pe Hristos, care a murit și a înviat pentru el, îl cunoaște prin prisma mântuirii, prin prisma faptului că îl cunoaște pe Hristos ca mântuitor. Ăsta e primul pas. Înțelegeți? Să-L cunoască pe Hristos, înțelegeți, ca mântuitor. Uitați-vă în 1 Corinteni, capitolul 15. În versetul 1, de la versetul 1 în jos, citim până la versetul 4. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Și acum auziți, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Observați, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. E, dar dacă îi întreb pe unii oameni, și întrebarea asta răsună și în urechile noastre, avem siguranța iertării păcatelor? De multe ori îi întreb pe unii, tu ești mântuit? Ridică din numere, apă Dumnezeu știe. M-ați auzit spunând întâmplarea asta? Cândva, cu niște mineri care erau undeva în statul Kentucky, din Statele Unite ale Americii, lucrau într-o mină de zinc. S-a produs un accident mare. Galerii surpate, oameni morți, alții scoși pe targă, răniți. Și 5 mineri erau de negăsit. Ei căutau, numai nu-i găseau. După 53 de ore de săpături, au dat de ei, erau într-o galerie. Și când au dat de ei, auziți, oamenii ăștia au stat 53 de ore. Gândiți-vă ce teribil examen au putut da. Acolo sunt procesele de conștiință. Acolo stai, acolo îți faci o cercetare și auziți, acești oameni au fost găsiți și pe casca fiecăruia erau scrise aceste cuvinte. Dacă mă veți găsi mort, să știți că sunt mântuit. Dacă mă veți găsi mort, să știți că sunt mântuit. Și așa, 1, 2, 3, 4, 5.
Eu când am citit întâmplarea asta și o mai folosesc așa din, la evanghelizări unde pot, e una din, dacă vreți, întâmplările astea care mie îmi plac mai ales datorită faptului că pot să arăt niște oameni simpli. N-au fost teologi, n-au fost, știu eu, niște oameni care aveau cunoștințe despre nu știu câte lucruri. Erau niște mineri, oameni, și minerii nu-s oricine, oameni curajoși, oameni care știu că se duc acolo în adâncimile pământului și lucre. Am avut tata miner și știu cum stau lucrurile astea, că nu simple deloc, înțelegeți? Și oamenii ăștia, în fața morții, făcându-și o cercetare așa reală a vieții lor, au putut să spună, dacă mă veți găsi mort, să știți că sunt mântuit. Ce ziceți? Au avut o cunoaștere reală? O cunoaștere reală? Vă spuneam cândva despre un ziarist, Kenneth Opperman, care l-a intervievat pe un papă de la Roma. Și luându-i interviul acestui papă, cu mai mulți ani în urmă, și întrebându-l pe acest om, de una de alta, la un moment dat, îl țintuiește cu o întrebare. Și întrebarea sună așa: Domnule papă, dumneavoastră sunteți mântuit? Și papa se uită la ziarist și începe să-i spună: De mic copil am avut vise, de mic copil am avut experiențe mistice, am fost preocupat de lucruri spirituale, făcea parte dintr-o familie bogată, un om educat, un om bun, am putea spune. Dar l-am văluit cu astfel de răspunsuri, m-am implicat în diferite acțiuni sociale și dă-i și dă-i și dă-i. Dar întrebarea era: dumneavoastră sunteți mântuit? Nu, că ziariștii ăștia știu ei cu întrebările bine. Și reformulează întrebarea și îl întreabă: Domnule papă, dar dacă muriți, mergeți în rai? La care papa zice: Ah, grea întrebare mi-ai pus. După care auzi ce răspuns: de când am să mor, 700 de milioane de romano-catolici, cam atât erau atunci, se vor ruga pentru mine, punct, și n-am mai zis nimic. Acum, dumneavoastră, comentați răspunsul. Însă, vedeți, v-am pus în față două situații. Niște oameni simpli, care observați în fața morții ce spun, și un om care totuși avea o funcție eclesiastică, era cineva, dă un asemenea răspuns. Nu se iau în măsură să judec mai departe, dar vreau să vă spun că mare lucru este să ai o cunoaștere reală a lui Iisus, să știi că El e Mântuitorul tău, că El e Salvatorul tău, că El ți-a iertat păcatele, că El te-a eliberat și că a făcut din tine un om nou, nu? Și o să trec imediat la acest punct. De aceea, în seara asta, vreau ca fiecare din noi să înțeleagă că nu poate să trăiască pentru Iisus Hristos dacă nu are o cunoaștere reală, dacă nu-L cunoaște pe Iisus ca Mântuitor și Domn al vieții Lui, ca stăpân, pe care îl onorează prin viața și prin trăirea lui. Nu se poate. Ăsta e primul punct. Ăsta e primul lucru. De aici pleacă tot. Altfel, trăiește pentru el. Cum zice aici, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Hristos. Câți oameni nu sunt și se botează? Dar ei pentru ei înșiși trăiesc. Ei n-au o cunoaștere reală a lui Iisus. De multe ori avem pretenții de la anumiți oameni pe care noi îi vedem și îi vezi că ei nu sunt implicați în nimic, nu îi interesează nimic, ei nu sunt interesați de a sluji, de a face o lucrare pentru Dumnezeu, să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Ei își văd așa de treaba lor, dacă îl întreb când ai vizitat un bolnav, când ai îmbrăcat un om sărac, când ai dat o mâncare cuiva, când ai fost gata să te duci, să te implici în vreo lucrare pentru Dumnezeu, că asta înseamnă să nu mai trăim pentru noi înșiși, ci pentru El. Când ziua aceea măreață, când va veni Iisus și va face judecată, El va zice: veniți binecuvântați Tatălui meu. Uitați-vă Matei, capitolul 25, versetul 34, nu? Demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Căci, uitați-vă aici,
am fost flământ, mi-ați dat de mâncare, mi-a fost sete, mi-ați dat de băut, am fost străin, m-ați primit, nu? Am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și eu zice, când, Doamne? Versetul următor, când? Te-am văzut noi flământ, Doamne, și ți-am dat să mănânc sau fiindu-ți sete sau ți-am dat de băut, da? Când te-am văzut noi străini și te-am primit și gol și te-am îmbrăcat, nu? Și uitați-vă răspunsul lui Iisus. Când ați făcut, următorul verset, unuia din cei mai neînsemnați frați ai mei, mie, mie le-ați făcut. Noi, uitați-vă, noi gândim că numai de aici trăim pentru ei și de aici. Dar uitați-vă cât e slujba. Și fiecare la astea, nu? Se poate implica. E vreunul care, toți pot face asta. Dar îs gata tot să fac? O, zice, lasă margă, zice, să lucre, zice câte unul. Păi e drept că la care poate să lucreze, trebuie să margă. Dar mai sunt și ea, cum zicea Apostolul Pavel, zice, nu, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânci, cine nu vrea. Dar cine nu poate, e altă problemă, înțelegeți? Ei, vedeți câte lucrări sunt. Și ca să nu mai trăiești pentru tine însuți, ci să trăiești pentru Hristos, înseamnă să fii gata să te pui la dispoziția Lui. Că de altfel așa spune Iisus grecilor, nu? Acolo citeam versetul 25, zice, cine își iubește viața, o va pierde. Dar cine își, da? Urăște viața, adică o va cheltui, cu alte cuvinte, pentru mine, o va păstra pentru viața veșnică, pentru că versetul 26 din Ioan 12, auziți ce spune acolo? Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu, dacă îmi slujește cineva Tatăl, ce va face? Îl va cinsti. Doamne, ajută-ne să trăim pentru Tine. Observați? Deci ca cineva să poată trăi pentru Hristos, trebuie să aibă o cunoaștere reală a lui Iisus. Și când îl cunoaște, atunci îl va sluji și îl va onora prin viața lui. Doamne, ajută-ne! Doi, ca să slujească cineva pe Domnul Iisus Hristos, pe Cel care a murit și a înviat pentru El, trebuie să devină o făptură nouă. Observați un al doilea lucru. Trebuie să devină o făptură nouă. Uitați-vă în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ei, aici e vorba de schimbarea vieții. Aici e vorba de naștere din nou. Aici e vorba de ce îi spunea Domnul Iisus lui Nicodim. Ăsta era înțelept, fruntaș. Dacă vă uitați în Scriptură, era fariseu. Ioan 3, de la versetul 1. Și cuvântul Domnului spune despre acest om, fariseu, fruntaș. Și dacă vă uitați, e și învățător. Zice, tu ești învățătorul lui Israel. Deci era un om educat. Era, dacă vreți, un învățător al legii. Avea, dacă vreți, multe calități. Însă, ce văd eu la omul ăsta, că e un om sincer, un căutător, cum și noi, vedeți, venim și dorim împărăția lui Dumnezeu. Doriți? E cel mai important lucru. Și el îi pune pe tapet Domnului Iisus o problemă interesantă despre împărăție. Cum să ajung eu în împărăția lui Dumnezeu? Pentru că în versetul 3, Domnul Iisus Hristos îi spune cu atâta claritate. Drept răspuns, Iisus i-a zis. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Auzi? Iar în versetul 5, Domnul Iisus, la întrebarea lui, cum un om se poate naște din nou, Iisus spune. Adevărat îți spun, adevărat. Că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iată cât de importantă e nașterea asta din nou, ca omul să devină făptură nouă. Ei, o făptură nouă să devină, nu poate că cineva îi predă lecții
se poate întâmpla ca pe vremuri cu fratele Bochian, fostul președinte al cultului, când călătorea cu trenul și erau niște seminariști, niște băieți care erau la o școală biblică. Ei și-au spus că el i-a întrebat cu vocea lui, dar de unde sunteți și așa mai departe, și ei s-au bucuroși. Și acum el așa le-a pus o întrebare, măi băieți, zice, dacă voi sunteți studenți la teologie, spuneți-mi și mie ce e aceea naștere din nou. Văd că s-a uitat unul așa la altul și a zis, încă n-am ajuns la lecția asta. Înțelegeți? Știți care e mare problemă la unii oameni? Când încă n-am ajuns aici. Și unii se botează, și unii sunt membri, poate unii biserici, dar ei nu au ajuns la nașterea din nou. Pentru că atunci când e o făptură nouă, puneți din nou versetul acesta 17, dacă este cineva în Hristos, auziți, asta e numai în Hristos se poate face. Este o făptură nouă. Și acolo spune ceva. Cele vechi? Nu, s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. După cum e aia s-o dus alea vechi, nu? Dacă omul și-o permis să vorbească oricum, să bârfiască, să clevetească, să spună fel și fel de lucruri la adresa unuia, să înjure, să spună tot fel. Ei, când e născut din nou, astea s-o dus. Înțelege? Astea s-o dus. Dacă mai sunt, înseamnă că e problemă. Când e vorba de cele vechi s-au dus, dacă i-au plăcut, știi, așa, cu paharul, și să ne tragă, și să bea câte unul, că zice că are poftă de mâncare, altul zice că își repară stomacul, altul că se încălzește cu vin fiert, altul că o bericică îl ajută la digestie, sau eu știu câte, nu? Și tot iar. Astea sunt lucruri de un vechi. Și dacă el mai persistă în ele și astea au fost niște plăceri ale lui, e problemă. Înseamnă că nu s-au dus, înseamnă că ele mai sunt acolo, înțeleg? Dacă i-a plăcut țigara și nu se poate și mai pas cu îl trage câte una, nu? Deci de fratele Chelba, era un frate în zona Bucovinii, s-a dus undeva într-o biserică și în timp ce el predica așa cum sunteți dumneavoastră aici, eu știu undeva în sudul țării și fratele ăsta așa la un moment dat indică cu mâna, zice, tu cel care fumezi, dar ăla de acolo zice, dar nu numai eu, că și el, zice, înțelege? Dar păi ăștia, e problemă, m-ați înțeles, e problemă. Înseamnă că lucrurile vechi nu s-au dus, ele persistă, ele sunt acolo, înțelege? Dacă i-au plăcut să înșele, dacă nu au câștigat ceva și nu i-au ieșit și tot în ele persistă, înseamnă că vechiul îi domină viața, el nu a devenit nou, el nu s-a schimbat, înțelege? Că e una că vii la biserică și cu toate alte, cu totul altceva e cum te porți în viață. Era cândva, citeam într-o carte, o precupiață în piață și ea vindea și până într-o zi cineva o întreabă, n-o, că tot au zis că umblă și ea la pocăiți, umblă la adunare. Și au zis, n-o, cum a fost la adunare? Oi, tare mândru! Dar vă zice, de unde s-o citit? A, păi ea nu știu, te aduce aminte și dă-i drumul. Și apoi zice, cum e bine și frumos? O să spui eu ceva, tu știi de câți ani eu vând aici în piață? Și știi măsura asta, zice, de lemn aia care o vedeai, vezi că nu mai am aici. Aia de 5 litri, era falsă, că te măsuram, vine aia, au cereare și un alt. Zice, era falsă, tot înșelam pe oameni, dar zice că m-am dus la biserică într-o zi și-o vorbit acolo de făptură nouă și-o vorbit de naștere din nou și de schimbarea vieții. Și așa m-a atins cuvântul ăla și am zis, nu, eu merg la adunare, eu zic Tatăl nostru, eu mă rog, eu fac atât, dar atât îi înșelam pe oameni. O, zice, așa m-a atins cuvântul, că direct m-am dus și am luat măsura aia pe foc și am ars-o și am o amună nouă și nu înșel pe nimeni că mi-am dat seama că nu se poate altfel. Ei, vedeți dumneavoastră, când vrei să trăiești pentru Hristos, nu poți dacă nu ești o făptură nouă. Dacă cele vechi nu s-au dus, dacă nu s-au dus,
N-ai cum să trăiești pentru Hristos, trăiești pentru tine. Să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Uitați-vă, puneți din nou versetul 14, nu? 15. Ca să nu mai trăiască ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Noi cum trăim? Pentru noi înșiși sau pentru Hristos? Ei, ca să poți trăi pentru Hristos, trebuie să devii o făptură nouă. Dacă n-ai devenit făptură nouă, tot pentru tine trebuie. Să am să câștig mai mult, să-mi satisfac anumite plăceri pe care le am, anumite lucruri care mi-s dragi și eu bani le-am în vizor. Aia sunt obiectivul meu. Nu să trăiesc pentru Iisus. Și atunci când oamenii se uită la tine, zic, băi, ăsta-i pocăit. Păi l-am văzut, dar nu vezi că fumează. Dar nu vezi că bea. Dar nu vezi crânșa. Dar n-auzi ce vorbe scoate. Dar n-auzi tu, zice, cum se poartă cu nevastă sa. Dar cum se poartă cu vecinii. Și am zis, apă pocăit ca ăsta, lasă-mă. Dar când e unul care trăiește pentru Dumnezeu, lucrurile schimbate. Era undeva la țară unul din ăsta care erau îngroziți vecinii de el. Își bătea soția, copții, avea cai, avea gospodărie, înjura. Era ceva care, ce să spun, îi făcea pe oameni să locolească cât puteau. Însă ceva i-a pus în uimire pe oameni. Au văzut așa, de la un moment dat, că în curtea aia e liniște, că nu mai bate copiii, soția, că, mă rog, nu mai își bate animalele, caii pe care i-avea și așa mai departe. Și oamenii mai vedeau ceva. Într-o duminică, a doua, a treia, omul îmbrăca frumos cu copiii, căruța pregătită și duminică dimineață dă-i drumul și pleacă. Așa una, așa alta. Și într-o bună zi, câțiva vecini de acolo s-au oprit în fața lui când urma să plece și o zăvecinie. Spune-ne și nouă ce s-a întâmplat. Cu tine e ceva deosebit. Nu te mai auzim înjurând, nu te mai auzim să-ți bați nevasta, vitele, liniște și vedem așa frumos îmbrăcați și copii. Și tu pleci în fiecare duminică. Ce-i cu tine? Și ăsta zice... Oameni buni, voi știți cine am fost. Dar într-o zi am auzit Evanghelia, într-o zi m-a atins Dumnezeu cu Duhul Lui, m-a schimbat, m-a transformat și noi acum merem cu copiii ăștia și cu soția la adunare în satul și le-o indica. Și ei zic, auzi, putem urca și noi în car? Și s-a urcat în car și s-a dus la biserică. Noi am mărturie, înțelegeți? Dar așa noi zicem, ce nu se pocăiezi oameni? Păi dacă te văd în familie, cum ești, dacă te văd vecinii, cum ești. Dacă ăla sau ăla la lucru te vede că ești, nu știu cum și așa mai de. Și zice, lasă-mă cu pocăitul ăsta. Atunci, întrebarea este, pentru cine trăiești? Pentru tine sau pentru cel care a murit și a înviat pentru noi? Unul m-a sunat zilele trecute. El se dă tare mare sfânt, dar eu l-am lăsat. Ba, au mai și pretins că are el nu știu ce lucră. Și l-am luat așa frontal. Și am zis, auzi, câți oameni s-au pocăit? Că el e într-un sat acolo unde nu s-au pocăit. Câți oameni s-au pocăit după tine așa? Făcea așa, nu mai văd, că niciunul. Păi normal, zic eu. Știi de ce? Pentru că așa trăiești. Tu degeaba pretinzi nu știu ce, supărat cu ăla, făcând nu știu ce. Acolo e o problemă, mă înțelegeți? Acolo e o problemă. Noi trebuie să fim acei oameni în care să se vadă chipul lui Hristos. Și nu poți trăi pentru Hristos, cel care a murit și a înviat pentru noi, dacă nu ești o făptură nouă. Altfel ești numai o piedică pentru cei din jur. Și să uită unul și altul la tine. E drept că pot fi și situații din alea în care să fie oameni împietriți, să n-aibă motive din astea. Vă să spună, domnule, e bine, e frumos, dar eu văd de treaba mea, văd de viața mea. Dar cel puțin nu aduce o cară asupra ta. Și nu spune, lasă-mă cu pocăitul, ci din potrivă zice, bă, dar eu așa nu pot trăi cum trăiești tu. Așa ceva e greu de făcut. Asta atunci e altă problemă. Dar când ești piedică, înseamnă că e o problemă. Și de aceea doresc ca bunul Dumnezeu să aducă multă, multă lumină în viațele noastre. Și noi să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Hristos, pentru Cel care a murit și a înviat pentru... Ar fi multe de vorbit, ar fi partea asta, dar
Și așa nu vă supărați voi că să aibă predica două puncte, putea să mai aibă și trei, dar rămân aici și doresc din toată inima. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să nu trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel care a murit și a înviat pentru noi. Și ca să trăim pentru El, trebuie să avem o cunoaștere reală a lui Iisus, da? Și trebuie să devenim făpturi noi. Amin.